Creșterea alarmantă a numărului de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 cu forme medii sau severe de boală a făcut ca spitalele din județ să rămână fără locuri destinate tratării acestora. Astfel s-a ajuns la situația de acum un an în care spitalul din Caracal a tratat doar persoane infectate cu SARS-CoV-2. Direcția de Sănătate Publică Olt a dat aprobarea revenirii Spitalului Caracalan la statutul de spital suport COVID. Începând de astăzi avem 222 de paturi, deci 222 de paturi de COVID, dintre care 195 de paturi de COVID și 27 de paturi de suspecți. Tot timpul ATI-ul este prim. Deci am făcut mai multe paturi de COVID pentru că se pare că tot mereu vin și avem câte 15-20 de internați pe zi. Și atunci am transformat, ce am putut noi să transformăm, am transformat în paturi COVID, pentru că suntem un spital de nivel 1 COVID. Toate paturile destinate persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 de la spitalul din Slatina sunt ocupate, inclusiv cele de la ATI. Toți cei care se prezintă și necesită internare în lipsa paturilor disponibile sunt transferați la spitalul din Caracal în baza unei înțelegeri. Analizăm o extindere a numărului de paturi pentru aici, vorbim aici în Slatina, o extindere a numărului de paturi pentru pacienții COVID. Medicii susțin că valul 4 va fi cel care va crea cele mai mari probleme medicale de până acum, ca urmare a manifestărilor cauzate de noua tulpină pentru pacienții nevaccinați. Ei susțin că aceștia ajung la spital abia când le sunt afectați plămânii. Specialiștii fac apel la populație să se vaccineze. ATI-ul este tot timpul plin, se moare, vin nevaccinați care stau acasă și vin în ultimul moment. Asta este o mare dramă. Mențin ideea că vaccinul, într-adevăr, este cea mai bună soluție pentru a scăpa de această boală, iar cei care sunt vaccinați la momentul actual și sunt internați în secția de boli infecțioase sunt cu o formă de boală medie. În spitalele din Olt se aflau astăzi peste 170 de persoane internate, cele mai multe fiind la spitalul din Caracal. Dintre acestea, 29 sunt internate pe secțiile ATI ale celor două spitale din județ.